Astăzi voi încerca foarte multă mâncare congelată pentru că cei care stau la cămin sau cei care sunt la facultate sau cei care nu mai stau cu părinții lor, așa suntem obligați să mâncăm dacă nu știm să gătim. Eu așa am mai încercat să gătesc, dar nu vreți să știți ce se întâmplă la mine în bucătărie de fiecare dată când gătesc. Iau foc chestii. Și ca să evit toată chestia asta, bine, sper să nu dau foc la nimic când o să-mi pregătesc mâncarea congelată. Și ca să evităm toată chestia cu focul din bucătărie, o să încercăm să ne pregătim mâncare congelată. Asta o să fie mai mult un vlog de update, așa că hai să mergem să cumpărăm chestii și să le pregătim. Abonați-vă canalului pentru că la 500.000 de abonați vă dau vouă mașina pe care eu o am. O să vă zic foarte multe secrete pe care le am în legătură cu mașina asta și vă cer vouă ajutorul ca să facem împreună un proiectare și nu uitați să apăsați pe butonajul de like neapărat pentru că așa îmi dau eu seama că vă place ceea ce fac și dacă vreți să continui, doar apăsați butonajul de like. Hai la cumpărături. Salutare prieteni și bine v-am găsit în umilul meu apartament. În umila mea bucătărie. Hai să o fac haul de la cum fac fetele. What's in my bag, eu fac what's in my plasa de la Lidl. Deci, pușul asta aici, nu mai arătăm bonul. Cât să fie? Vreo 87 de lei am dat pe astea. Hai să vedem. Deci avem baghete de astea. Bă, fiți atenți, noi avem un challenge aici. Și nu e un challenge de ăsta oarecare cum vedeți pe YouTube că, bă, dacă reușești să mănânci nou. Challenge-ul e că eu nu am cuptor în apartament, am doar un cuptor cu microunde și o tigaie în care o să mă chinuie să fac toate chestiile astea. Și faceți și voi un screenshot, puneți pe story și dați-mi tag. E prima și ultima dată când o să mă vedeți pe mine în bucătărie. Nu pentru că aș fi misogin și ha, femeia asta la cratiță sau așa, doar pentru că nu e locul meu aici, că nu știu să gătesc, nu mă descurc. Avem așa, două baghete de astea cu herb, nu știu ce e herb. Am luat o pizza, asta o facem ultima, frate, pentru că asta simt eu că o să salveze toată chestia. Am mai mâncat pizza, recunosc, la cuptorul cu microunde, pentru că e mai ușor de făcut și știu că știu să fac. Dar așa altceva, nu știu, cuptorul ăla o să fie prietenul nostru în clipul ăsta. Avem aici Edam cheese in breadcrumbs eating, cred că scrie. Hai că nu mai citesc în engleză, e cașcaval de ăla. Mai avem nuggets, frate. Nuggets de aia cum găsești la Mac și am făcut asocierea asta că am văzut aici, păpungă, sosuri. Și sunt 12 și sper să fie și sosuri, să nu fie doar păpungă să mă păcălească pe mine. Ce-s astea? Puuu. Astea sunt onion rings. Eu cream că sunt alea de calamar. Bine, mai bine că sunt onion, că mie nu-mi plac alea de calamar. Sau mai cocoșat, că nu văd dacă îmi cap în cadru. Că nu e, frate, nimeni să mă știe și pe mine să filmez vlogul ăsta. Îl filmez singur. Sper că am avut cap în cadru tot timpul ăsta. Inele de ceapă, v-am zis, mai bine că nu sunt de calamar de ăla, că mie nu-mi plac fructele de mare și mă bucur că nu-mi plac pentru că sunt și scumpe, ce să vezi. Am văzut acolo în comentarii că, bă, eu nu-mi dau seama dacă Robi e sărac sau zgârcit. Vă dau un indiciu, nu sunt zgârcit. Că când am eu are toată lumea. Așa, și mai avem chicken wings, aripioare de alea de pui. Tigaia și cuptorul. Hai să vedem dacă știm să le folosim. Și până să deschid eu toate chestiile astea, v-am zis de atâtea ori și vă păcălesc în continuare, dar nu vă păcălesc, eu de fapt vă zic adevărul că o să fac cel mai tare 36, doar că toată distracția asta necesită foarte mulți bani. Adică mi-a ieșit de mult din calcul tot ce voiam să fac și de asta e întârzierea asta așa mare, pentru că eu nu știam că o vopsire costă atât de mult. Eu nu știam că dacă vreau să-i pun body kit, trebuie să-i schimb și suspensia și jantele pe care le-am luat, probabil trebuie să le schimb, să iau unele cu jumătate mai mare, mă rog, detalii din astea tehnice. Și e foarte greu, frate, să realizezi toată chestia asta așa repede, pentru că n-am venit cu niște bani puși deoparte. Acum vin în ajutorul vostru dacă aveți o din asta de vopsitorie sau colantări sau chestii de părți de mașină, un, nu știu, suspensii de 36 și așa mai departe. Lăsați-mi, frate, un mesaj pe Instagram sau un mail pentru că o să le verific și hai să facem proiectul ăsta tare împreună, că singur mă bate. Bine, nu mă bate, o să dureze mai mult să-l fac decât dacă l-aș face fără ajutorul vostru. Bun, și cât aleg eu aici ce să fac prima dată, vreau să vă mai zic că vreau să filmez un clip în care modific mașina de pe Facebook Marketplace, așa că iarăși dacă aveți părți, volane, roți, suspensii, motor și alte chestii pe care pot să le pun eu pe mașină, lip, praguri, orice, lăsați-mi un mesaj că vi le cumpăr, frate. Și hai să ne mișcăm o dată cu mașina. Bun, hai să vă pun și pe voi aici la locul vostru. Așa, v-am pus pe scaunel. Bă, să băgăm prima dată la făcut bagheta asta. Hai să o băgăm pasta. Luăm de aici o farfurie, că am fost harnic și am spălat vasele. Doamne, dă să iasă bine la cuptorul cu microunde, că asta nu sunt produse predestinate cuptorului cu microunde, ci cuptorului normal. Hai, băgăm o baghetă de asta aici. Nu, de alta folosim una, că mă aștept să iasă prost. Și dacă iese bine, măcar știu că, bă, o să iasă bine și o mănânc și pe următoarea ca lumea. Haide, domnișoară, înăuntru cu tine. Aș putea să bag mai multe chestii deodată, dar momentan hai să o las așa. Bă, știu că cuptorul meu are ceva moduri de astea de gătit. Am așa pizza, carne, legume, spaghete, cred că sunt cartofi ăștia, pește, apă și popcorn. Bagheta o să o pun la pizza. Mamă, nici nu știu câte grame are. O să dau pe 200 și dacă e nefăcută o să o bag iarăși. Ce mă face să cred că nu ia doar un minut jumate aceste chestii să se gătească? Plus că, bă, frate! Mă, de ce n-am un cuptor în chiria asta? Bine, mi-a zis domnul de la chirie când m-am mutat aici că dacă vreau cuptor să îi zic și îmi pune, dar în același timp cât semnam actele acolo și așa, m-a întrebat femeia, tu ești... Și în loc să-i zic numele meu, i-a zis că sunt catolic. Și nu știu dacă mă mai pe bune femeia aia acum. Dar, pentru că am apucat să vă zic asta, în câteva luni o să vină o surpriză mare rău de tot. Ideea e că deja s-a plătit și e vorba de o casă. Ce stau să ascund atât? Da, e vorba de o casă, fiți atenți. Eu am plătit avansul și acum mai sunt niște bani de plătit și prin octombrie, bine, în contract scrie octombrie plus 3, o să putem să avem casa și o să facem vlog atunci și o să vă prezint
din casă sau poate reușesc să vorbesc cu cineva de la Cosmopolis, să fac cum a făcut Gami, vlog din ăla în care merge prin casă și vă arăt cam cum ar fi casa. Și când o să fie gata, o să fie gata și merge și ne mutăm acolo. Doamne ajută, frate, de-abia aștept. Dar ținând cum am dat doar avansul și trebuie să mai dau niște bani și trebuie să fac bani și mobilez. Aolo! Eu, s-a făcut asta. Ia să deschid asta cu voi. E exact cum așteptam, moale și apoasă, că era înghețată. Oare să mai las un pic, mă? Mamă, are usturoi! Am un speaker, eu am inventat pâinea cu ierburile aromatice și cu usturoi. Mamă, arde! M-am spălat pe mâini, să știți, când am venit de afară. Mamă, și prost duc bătălia de la rovine aici, în farfurie. Hopa. Bă, zice că nu-i rea. Dar, în general, nu sunt pretențios la mâncare. Și nu știu dacă... A luat, ăsta ai făcut sau nu? Sper că e. Mamă, m-a rupt la degete, ești prost? Și cea mai nașpa parte e că pe mine mama m-a învățat de când sunt mic să mănânc tot ce am în farfurie. Voi vă dați seama cât o să trească să mănânc vlogul ăsta? Dar chiar ați văzut ce m-am bronzat? Sunt bronzat rău. Doamne, e bună. Eu chiar nu fac mofturi la mâncare, frate. E bună, merge, aș mai mânca. Da. Notă, merge, cred că dacă o las un pic așa să se răcească, să se mai usuce un pic, ce zic, că e moale rău. Îi dau un 8, frate. Un 8 că merge. Hai să încercăm următoarea chestie, pe care sper că nu trebuie să o fac la tigaie, că am uitat să iau ulei și când eram la coadă la Lidl, m-am uitat anticipat dacă pot să iau ulei, dar venea rândul meu și mi-era că dacă plec atunci, nu o să mai aibă cine să plătească. Așa că hai să vedem care e următoarea chestie pe care eu trebuie să o fac. Bă, cât de greu, bă, să stai singur, să nu mai facă mama ta mâncare. Bă, voi știți ce mâncare bună face mama? Mamă, dar aș putea în viața asta să-i deschid un restaurant. Să bucure toate gurile, nu numai gura mea, ce mi-o bucura când eram mic. Doamne, 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 doamne. Băgăm cașcaval de ăsta tot așa la microunde. Normal, cred că mi-ar ieși mai bine dacă l-aș trage din tigaie, dar am zis că nu am luat ulei. Așa că o să-l băgăm aici și să ne rugăm că iese bine. Tot așa pe programul de pizza, un minut jumate că văd bine. Hai că l-am dat pe programul de pizza, dacă e, l-am dat pe microwave. Doamne, știu să nu iasă ceva prost. Hai că l-am lăsat pe domnișorul, s-a și făcut, s-a și topit. Fast forward puțin în clip, dacă vă plac hainele de pe mine, asta o să se întâmple mai târziu, cu inele de ceapă, cu aripioare aici, o seară până vorbesc eu și vă zic ce am de zis. Așa, revenind, dacă vă plac hainele astea de pe mine de la Unreal, aveți linkul de la site în descriere plus codul Robi pentru reducere. A început cea mai tare colaborare cu cei mai tari producători de haine, eu port hainele lor la Unreal de foarte mult timp. Și intrați și voi pe site, vedeți dacă vă place ceva de acolo, plus că, surpriză, dar hai că vă zic eu așa pe vlog, o să avem o colecție împreună cu ei dacă vă plac hainele, așa mergi băieții, așa că mergeți și cumpărați. Hai înapoi la clip. Știți că v-am zis eu că m-am învățat mama să mănânc tot ce am în farfurie. Ei bine, n-am mai putut să mănânc asta, n-am terminat tot, dar hai să gustăm acest cașcaval panei de fapt. Dar ăștia cu nume fancy, cu d-astea, vă dați seama ca să-l vând la un preț mai scump. Nu sunt un fan cașcaval pane, vă zic sincer, gen prefer oricând un șnițel sau carne lângă. Hai să vedem. Mamă, stați așa că abia este să din gura dragonului. E măcar sănătos ce fac eu aici, la modul că gen pot să mănânc astea făcute la microunde și nu prăjite, nu? Adică e pâine chestia asta de deasupra, nu? Nu sunt un fan neapărat cașcaval pane, dar dacă vă place, cred că o să vă placă și ăsta și puteți să-l mâncați. Pentru mine n-are gust. Ia, dacă le combin, parcă așa mai merge și cred că astea două adunate. Sunt 20 de lei, zic că ți-ai și un suc, o doză de aia, 25 de lei și ai o masă la 25 de lei. O puternică și o sănătoasă și o masă dezvoltată. Nu e sănătoasă, dar măcar mănânci număr de foame. Oho, dar bine v-am regăsit la cuptor. O să folosesc aceeași farfurie pe care am făcut pâinea aia și o să scot nuggets-ii ăștia, care iar sper să fie ok. Bă, îmi dă și sos! Nuggets-ii și avem sosuri, frate, avem... Nu mai avem sosuri. Avem curry sos, care și ăsta e înghețat, what the fuck, și avem sweet and sour. Scoatem și noi 4 de ăștia pe care 100% nu trebuie să-i fac la microunde, da? Atât se poate, cu asta rulăm, cu asta ne mulțumim. Și sărașii cu pretenții, îl dăm și noi pe 200 de grame că nu-s mulți, un minut jumate. Hai să vedem dacă o să iasă ceva comestibil de acolo sau nu. Nuggets de la Mac nu sunt neapărat comanda mea favorită, am văzut că foarte mult fetele își comandă, sincer. Și sai că își comandă nuggets, aproape mereu când mergem. Bă, nu înțeleg, bă, pomul ăsta, mereu își cumpără foarte multă mâncare și cumva reușește să o termină pe toată. Și el arată cum arată și oare cum arăt. Și eu nu mănânc atât de mult fast food. Și recent am văzut vlogul ăla în care am adunat oameni și am pus ăsta într-un cer și am văzut că v-a plăcut maxim. Bine, aș aprecia mai mult dacă ați apăsat de mai multe ori pe butonașul ăla de like. Gen, s-a apăsat o dată, dar s-a apăsat mai mult. Pentru că dacă nu vă zic să apăsați pe like, voi nu dați like. Așa că vreau să construiesc o comunitate puternică fără ca gen să fie nevoie să vă mai zic eu, bă, apăsați pe like, să vă dați voi seama să apăsați pe like. Mă, mă, ești prost, mă, mars. Așa, ia să vedem pe ăștia dacă îi mai bag o colă sau nu. Ăștia sunt grețoși. Vă zic sincer, am pus mâna pe el, e moale. Să le zicem că le dăm o șansă așa. Luăm nuggets-ii, opa, luăm sosul și hai să vedem ce avem aici. Ok, sosul e congelat exact cum așteptam, trebuie să-l bag un pic să se încălzească. Bă, ce moi sunt ăștia! O textură nașpa! Urâtă textură! Ia,
Mamă, bă, bine, bine că am făcut doar 4. Aș o să se bucure câinii de pe stradă de 4. O să caut înainte să văd dacă e sănătos să le dau nuggets la câini. Și pare să o să-i fac în tigaie când o să-mi aduc aminte să cumpăr ulei. Bă, doar textura mă face să nu vreau să-i mănânc pe ăștia, dar repet, și sărac și cu pretenții nu merge. Bă, oare să măriți să mănânc din asta că uleiul ăsta e aici în apartament de când m-am mutat eu, adică vreo 2 ani, 2 ani jumate, cam așa. Și atât mi-a rămas. Oare mai e bun? Voi ce credeți? Lăsați acolo în secțiunea de comentarii dacă ce fac eu aici e sănătos sau nu. Cred că nu. Rulăm cu ce avem. Dacă e să nu postez niciodată vlogul ăsta, vă dați seama că n-am mai postat că a murit. Dacă îl postez, probabil o să-l rog pe altcineva să-l editeze înainte să mor. Așa că așteptați să vedeți dacă apare următorul vlog, așa că activați notificările pe canal. Dar vă dați seama dacă mai sunt în viață după vlogul ăsta sau nu. Tsunami! Bă, eu nu pot să opresc asta. Ba da. Bun. Bine, v-am găsit la cea mai proastă invenție care a existat vreodată pe pământul ăsta. Plita cu inducție din asta. Bă, nu știu să o folosesc, mă. Nu funcționează cum mi-a zis mie mama. Dă-i focul mai mic, dă-i focul mai mare, dă-i focul aproape mic. Trebuie să stau și să aștept să ghicesc dacă s-a încălzit asta sau nu. Eu nu știu dacă mă vedeți, bă. Bă, puteam să iau și niște cartofi de ea. Că mergeau bine, sincer. Cartofi cu chicken wings și un sos. Foa, ești prost, aveai mil pe 3 zile, cred. Dar aia, asta avem, asta facem. Plus că cartofii era puțin cam boring. Sau că doar îi puneam și îi făceam în tigaie. Doar îi lăsam acolo. Așa, pastea trebuie să le mai perpedesc, trebuie să le învârt, trebuie să le... Unde e farfuria? Bă, dar asta oare se încălzește? E mai cald. Doresc să termin mașina aia mai mult decât orice. Că am fost acolo la un eveniment auto și am făcut cunoștință cu foarte mulți oameni tari. Cu mașini tari. Și am zis, no, neapărat trebuie să termin și o mașină. Dar e, v-am zis, e foarte scump. Și pentru cei care ați dat skip mai devreme, o să vă mai zic încă o dată că dacă aveți o vopsitorie sau orice care mă poate ajuta cu mașina, hai să facem treabă împreună. Lăsați-mi un mesaj pe Instagram. Eu! Că mă lupt cu ele. Eu! Hii! Unde mi-e scutul? Așa și ține asta să nu sară ulei pe mine. Mi-e foarte frică să gătesc. Dar măcar știi că funcționează plita, că-ți fură astea. Mă, și prost am apă în gură, că astea au ceva crustă, dau ceva sos pe ele. Dacă pun eu asta aici, oare? Dar e pătrat, asta e rotundă. Dar nu cred că are nimic. Așa, Robi, dă-ți mai multe vase să speli tu după clipul ăsta. Că tu le speli, că n-a doar cine să le spele. Bați, da like. Ok, și eu cum îmi dau seama când sunt astea făcute? Gen, când trebuie să le întorc? Le las și eu 3-4 minute pe fiecare parte? Nu se mai poate vere în București de căldură, că mor de cald. Au, m-am ars! Iar m-am ars! Bă, am o idee și ca să nu consum uleiul ăsta să-l ard degeaba ca fraierul, hai să bag și onion rings de-astea, să facem două deodată. Pe mine mă bat 3-4 aripioare, dacă mai pun și astea, dar cum le pun fără să mă arunc, că astea sunt reci. Mamă, ce-a sărit uleiul, ești prost? Bă, ce amuzant e să le pui! Acum pot să zic că sunt și eu ca toți cântăreții ăștia care... Bine, înainte zic că nu făceam ce spun, acum fac ce spun, piesa mea bucătar. Eu acum mă distrez, râd, fac râsuri cu voi, dar... Și când ți-are odată ulei de ăsta încins pe mine, mor, mi-e frică, fug. Am auzit cum a pornit zbâr Ferrari-ul. Lasă, frate, că de la inelele astea de ceapă îmi cumpăr și eu Ferrari, ești nebun la cap. Mar! Se întâmplă un război aici. Voiam să le iau și să le scot, dar... Nu știu dacă ați văzut cum a sărit uleiul ăla de în dușmani, a? Doamne, de-abia aștept să fac pizza aia, să dau cu ea. Să spere tot ce am mâncat azi. Auză-l pe zbura, a plecat cu Ferrari-ul. O să am și într-o zi, mamă. Am ars aripile, bă. Cam așa arată inelele astea de ceapă. Eu zic că m-am descurcat. Curg apele pe mine. Ori curg ape, ori curge ulei. Nu știu ce a sărit pe mine aici, că am văzut cum a căzut un strop. Mă, să-i fur Ferrari-ul lui zbâr. Iar a sărit ulei pe mine. Ce-mi place să sară ulei încins pe... Toată ziua asta aș face asta, în fața crătiții aș pune apă în ea peste ulei și asta să-mi sară ulei încins pe mine. Că de asta se întâmplă asta. Că am pus astea înghețate. De asta sară ulei pe mine. Cum opresc asta? Mamă, se fum din aici, prost am stricat-o. Păi n-a gătit fratele vostru, bă, de aripioarele astea încă nu mă ating pentru că ard, dar inelele astea le-am scos mai devreme și astea cred că-s bune. Adică nu văd ce să meargă prost la ele. Am o idee. Băi, ești prost, nu e o idee rea. Uite, și nu mă aduci pe mine că pot să fac ăștia, nuggets-i, la tigaie. Dar inelele astea sunt bune rău. Nu știu dacă am mai dat note la astea. Cașcavalul, nu sunt eu fan, dar dă-i frate o notă de trecere, dă-i un 7, dacă îți place poți să-i dai și un 9. Nuggets-i ăștia trage la tigaie, că 100% ești mai bun. Dacă trecem la tigaie, luau 9, așa le dau 4. Pentru că îi compar cu nuggets-i de la mea, asta e comparația directă. Inelele astea de ceapă mai ușit numărul 1. Am și stat mult să gătesc la ele, mamă. Data viitoare când o să fie o fată prezentă la mine, nu vă zic care fată, poate am iubit-o, poate n-am. Bă, dar curge transpirația pe mine în farfurie, voi vedeți? O să gătesc de ăștia și o să zic, mamă, cât am stat să-i gătesc, că pentru tine gătesc, că vrăjeală. Dar bun, după ce opresc camera chiar o să termin toată asta de mâncat. Ia să vedem cum sunt aripioarele astea. Bă, vreți să... Ard! Vreți să vă învăț un hack cum să mâncați aripioare mai repede? Fiți atenți. Da, arde! Doamne, ce mă arde aripioara asta, dar vară. Fiți atenți, o apucați de oase de aici și rotiți de două ori. Odată iese un os, arde, și odată iese celălalt os. Și aveți o aripioară ca un crispy. Mușcați din ea decât să stați, o cojiți de pe oase, să... Mamă, ce mă arde! Mhm.
Mă bucuram mai mult de aia dacă era și făcută. Bune rău de tot. Ok, dacă asta nu prea a fost făcută, mă rog, asta de aici. Hai să vedem cum e ciocănelul ăsta. Ne încântă sau e crud? Vara dacă e crud, pe bune. E cruduț. Nu e crud. Merge mâncat. Aci că tot ziceam de zbur mai devreme. Shoutout lui zbur pentru că de la el m-am inspirat cu vlogul ăsta că noi youtuberii când nu mai avem idei. Bine, acum sunt și în prag de Beach Please și vreau să vă pun clip și cât sunt la Beach Please pentru cei care nu sunteți la Beach Please. Să aveți la ce să vă uitați. Am dat și eu câteva multe scrolluri că băiatul ăsta postează foarte mult comparativ cu mine. Și am văzut clipul ăsta. Hai, stai frate, să-l fac și eu. Să-l fac repede. Aveți la ce să vă uitați, mâncăm împreună. Sper că v-ați luat și voi ceva de mâncare cât mănânc eu. Să nu vă uitați în gura mea cum mănâncă. Cel mai urât obicei, bă, e să te uiți în gura omului când mănâncă. Sau animale, dacă ai, bă, mă simt de prost când stă pisica mea și mănânc și se uită lângă mine. Dar îi dau și ei ce să fac. Bucata asta de sus e crudă, pe aia nu mai mănânc. Onionings astea, mai știu dacă le-am dat notă, le dau 9. Și la aripile astea, bă, pe bune, le dau 10, că-s bune, gustoase, au gust bun rău de tot. Dar acum, până fac chiar schema, deci v-ați prins, da, bam, ții de oase și rotește așa și arde rău. Cât fac eu schema asta? Hai să băgăm și pizza aia să spele tot ce am mâncat aici. Și așa crud cum e, e bun rău. A venit momentul mult așteptat de toată lumea de pe vlogul ăsta și de voi și de mine. Pizza, frate, m-am apucat să se și decongeleze cât am stat și am prăjit eu astea și a fost și cald. Nu pot să o scot din cutie. Gata. O băgăm aici și asta știu că iese bine, mă, dar știți cum iese? Iese apoasă așa, asta e nașpa, că dacă aveam cuptor ieșea bine rău de tot, așa iese apoasă în mijloc. Și o să fie teoretic asta de sub cocă moale. Cu asta sunt deja învățat, ești nebun. Gata, mă, s-a făcut și asta și pentru asta merită să mă jești și un cuțit. Și acum partea cea mai challenging, cum scot eu pizza asta de aici fără să-mi rupă degetele? Că o să mă arde de o să mă piși pe mine! Arș! Arș! V-am zis că iese apoasă aici în mijloc, exact asta s-a întâmplat. Dar mă rog, acum mai e așa apoasă că a apucat să se decongeleze un pic și ar trebui să gesticulez mai puțin cu cuțitul ăsta în mână. Hai mă, că pentru asta merită, frate, să mângesc cu un cuțit, să știu că stau eu să spăl vasele după să stau 10 secunde să spăl și cuțitul ăsta. Să nu tăiați niciodată pizza așa, că vreau oamenii la bătaie pe stradă, mai ales dacă ziceți că tăiați pizza așa. Și luăm bucata asta cu peperoniul ăsta mic, un pic cam lipicioasă, să nu fac naibii de rocolită sau cum se cheamă boala la somai dacă mănânci de-astea. Da, asta da, e bună, cu asta sunt învățat, sunt obișnuit. Așa apoasă cum e ea. Dacă mai las 50 minute afară să-și tragă apa asta, e numărul 1. Da, îi dau nota 10. Bun, vreau să-mi lăsați idei de vloguri în comentarii pentru că seaga am terminat. Vă dați seama că pizza asta a câștigat. M-am zis, cu asta sunt eu învățat. Cu restul nu prea sunt eu învățat. Cu ele, mai ales cu naghiți ăștia care uite acum s-au mai întărit. Uite, cu textura asta aș putea să-i mănânc. Bine că nu i-am aruncat. Bă, că de prost m-am zgârcit, am luat și un suc. Să beau și eu cu astea. Ajutați-mă, vă rog, cu mașina. Cine are o dasă de vopsitorie? Dacă aveți bucăți de E46, E36, E30, orice merge pe mașina asta, hai să facem treabă, hai să ne apucăm să modificăm. Și update, am vorbit cu băieții de la Sound for Fun Constanța, urmează un interior la mașină bombă. Hai, și pentru că te-ai uitat până la final, să știi că ești un băiat sau o fată foarte frumos sau o fată foarte frumoasă. Money line, I'm a runner.